Cum se vede 2024 în business vostru? Cum vedeți piața de e-grocery în acest an? Crește, așa cum arată datele, sau aveți alte insight pe care le puteți împărtăși astăzi? Cine... Cri Cristiana, te rog. Cred că, cred, cred că pot începe eu. Din perspectiva noastră a fost un an um, cu o creștere accelerată, ceea ce înseamnă că putem să vedem high double digit versus 2023, în contextul în care în 2023 um, ne-am dublat cifra. La fel cum ai menționat și tu, nu putem vorbi încă despre o maturizare și atunci baza este mult mai mică, motiv pentru care sunt, sunt cifrele uh, accelerate. Uh, și atunci, din perspectiva noastră, se vede ca uh, un potențial de îmbunătățire a relațiilor cu partenerii noștri uh, și cu furnizorii uh, pe care avem în momentul de față listați în platformă, dar și din perspectiva clienților, cu optimizarea sortimentației și uh, o targetare a, a ofertei uh, pe care o aducem în, uh, în momentul de față în aplicație. Um, ca să sumarizez, a fost, a fost un an um, pozitiv pentru noi, în care inclusiv la nivel de echipă am reușit să să, să aducem um, lucrurile la un um, alt nivel um, și atunci maturizarea, cred că din această perspectivă ar putea să fie considerată, din faptul că um, um, echipele de e-com devin din ce în ce mai puternice, reușim să translatăm elemente specifice riterului tra tradițional în partea de, de online ceea ce automat are, are impact pozitiv pentru ceea ce livrăm. Pionier în zona de e-grocery, suntem pe piață de 8 ani de zile. Atunci când Bringo a apărut, era... Cu totul și cu totul noutate în piață și așa că am văzut comportamentul schimbându-se pe parcursul celor 8 ani, de la momentul în care, iată, se venea cu ceva nou, trecând prin momentul pandemiei care a adus evident o creștere foarte mare a business-ului, care a trebuit să se adapteze rapid la acele vremuri. Până la momentul pe care l-am văzut prezentat și puțin mai devreme, în care consumatorul începe să fie mai atent, tot contextul este unul destul de incert și asta se vede pe parcursul întregului an 2024, atât din perspectivă inflație cât și din perspectivă geopolitică. Motiv pentru care, pentru noi care deja avem o experiență în spate, resimțim tot acest parcurs al, al clientului, însă, una peste a fost, a fost un an bun, un an în care reușim să atingem ceea ce ne-am propus și încă nu a venit Q4, în care e posibil să avem niște surprize plăcute. <laughs> Vă povestesc imediat. <laughs> imediat. Ne-am propus să venim către client cu lucrurile pe care ni le cere, lucruri despre care aflăm direct de la client sau de la personal shopperii noștri care vin cu foarte mult feedback din teren și noi acționăm și venim cu acele servicii pe care clienții le așteaptă și de care au nevoie. Andrei? În primul rând, se da. Da, da, În primul rând, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Pentru noi, și aici, cred că aș vrea să fac o scurtă introducere. Când vorbim de partea de e-commerce, pentru noi reprezintă doar partea de quick. Da? Adică noi ne uităm la ce înseamnă e-commerce-ul, care are două, două părți. Partea de livrare foarte rapidă, după care toată partea de online iar Glovo are un mare focus pe ce înseamnă partea de, de fast delivery. Plecând de aici, aș spune că categoria a avut o creștere accelerată. La fel cum a menționat și colega mea, pentru noi, până acum creșterea este la peste 40%. Dacă ne uităm la volume, dacă ne uităm la întreaga sumă tranzacționată este chiar mai mare, în linie cu ce s-a menționat și partea de inflație. Iar acum cred că ce ar fi interesat să înțelegem de ce se întâmplă lucrul acesta. De 5 ani de când operăm în domeniu, cred că focusul principal a fost pe atragerea de utilizatori noi, partea de migrare, ceea ce a permis să avem această creștere accelerată dintr-o bază mică. În momentul de față, focusul și observăm că există o creștere destul de mare și a frecvenței. Adică observăm că acea bază de utilizatori începe să înțeleagă mai bine produsul, începe să-l folosească și revine. Și asta în momentul de față, cu siguranță, nu suntem în punctul de consolidare, dar aș spune că este prima etapă în care putem să spunem că modelul de business este validat, este relevant și este parte din prezent, nu este parte, parte din viitor foarte specific ce cred eu că a ajutat la această creștere. Două aspecte. Focusul de a reuși să transpunem experiența din offline în online. Și chiar dacă nu sună foarte, foarte interesant sau cu foarte multă dezvoltare tehnologică, Cred că lucrurile pe care companiile de tehnologie trebuie să le facă în domeniul acesta este să rezolve acele probleme simple. Adică putem să discutăm de experiențe virtuale cu AI VR, dar realitatea este că încă nu avem o experiență extrem de bună în ceea ce privește sortimentația, în ceea ce privește modul în care produsele sunt afișate modul în care clienții pot achiziționa produse, să vă dau un exemplu cum ar fi partea de fructe-legume, da? greutățile. Și atunci cred că tehnologia poate ajuta să găsească un echivalent relevant pe aceste lucruri. Din punctul meu de vedere, de aici apare și diferența între categorii. Diferența arată că există încă un gap pe partea asta de tehnologie care nu este încă rezolvat trendurile de consum sunt aceleași, atunci diferențele de categorii sunt doar raportate la punctul acesta. Și, suplimentar, cred că contează foarte mult această componentă adițională care este partea de livrare. Modul în care această experiență este livrată către utilizatorul final concluzionând, focusul pe care noi l-am avut anul acesta și care cred că a ajutat și partea aceasta de a creștere a frecvenței, a fost și timpul mediu de livrare. Până acum am reușit să scădem timpul cu peste 10% versus anul trecut și suntem undeva la 45 de minute. Dar, repet, punând asta în contextul de ce înseamnă cu e-commerce, motiv pentru care categoria are o creștere accelerată. Mulțumesc, Andrei. Cum, cum se vede în cadrul sezamul acest an? Cum este una? Cum este. Noi suntem diferiți. Alo? Noi suntem, cred că puțin diferiți decât ceilalți, oarece suntem la începutul drumului. Avem mm. nici măcar doi ani de când suntem pe piață. Faceți deci, luna viitoare, 2 ani, oficial. Aproximativ. <laughs> Și de la o bază neexistentă la început, când încep acest business, au creștere, mi se pare foarte normală. Deci noi ne dublăm în fiecare an, creștem exponențial în fiecare lună și ne dorim și pentru următorii ani să fie la fel. Deci creșterea noastră este clară, dar e același lucru pentru noi este foarte important, să aducem clienții din offline către online și ne împiedicăm și noi de același lucruri, să facem această tranziție mai ușoară, experiența clientului, deoarece am văzut și mai devreme niște cearturi, nu are încredere în calitate, pentru că nu a ales el cu mâna lui și mai sunt câteva alte chestii, cum e distribuită marfa, îi vine cu temperatura care trebuie, iar acest lucru încercăm și noi să-l explicăm. Am avut luna precedentă, chiar am dat o garanție că primește dublu valorii, dacă cumva ceva calitativ nu este, deci avem chiar încredere foarte mare în calitatea care o dăm, deoarece la noi, în clipa când intră marfa și până pleacă, ne uităm 100% la calitate. Ceea ce, chiar discutam adina cu cineva în sală, se întâmplă erori umane, să ajungă ceva ne în ordine, dar acolo este soluția care o dăm către client cea mai importantă, încât clientul să aibă încredere. Și lipsa de timp, traficul în București, noi credem că această tranziție de, din offline către online se va accentua în următorii ani. Și da, noi suntem de 2 ani în România, dar suntem deja de peste 10 ani în piață, mai exact în Cehia, unde avem o experiență foarte bună și deja avem 20% din household penetration, deja peste 20%, ceea ce înseamnă că suntem numărul unu jucători și nu suntem singuri în Cehia, deci mai sunt și acolo competitori. Deci piața este nelimitată, zice. Și cumva ne puteți spune în România ce, ce penetrare aveți? În România sunt foarte mici. Deci am auzit cifre de 7%, dar cred că e total market. Noi în e-grocery, unde suntem noi și mai este un jucător, adică nu și ceilalți credem că suntem undeva pe la 3-4% împreună. Împreună. Maxim. Asta era următoarea mea întrebare, pentru că vorbim de, vorbim de o piață, de e grocery, dar în același timp sunt modele de business diferite, da? Avem pure players, livrări din supermarketuri și hipermarketuri, avem Bringo cu noua inovație Bringo Mall, avem Bolt Market care la fel livrați din din cadrul mai multor magazine, avem Glovo care aveți și acele centre de fulfillment. Glovo Express. Sunt niște business-uri total diferite, însă cumva sunteți cuantificați la grămadă, ca să spun așa. La ce valoare estimați această piață în care concurați impropriu, că competiția principală sunt lanțurile offline? La ce valoare estimați această piață în acest an și care sunt, realist vorbind, de targetele de creștere? Cred că punctul cheie pe care l-ai și menționat e că depinde și din ce perspectivă privești, uh -huh. dacă te uiți la pur player sau la ce uh, uh, da. vizăm noi în momentul de față ca livrare. Acum, cifrele variază între 2 și 3% din piață din piața de food retail, ceea ce ar duce cumva la 400 de milioane de euro în momentul de față uh, zona de e-grosării. Potențialul, bineînțeles, este mare și dacă luăm o creștere doar de 12%, ne-am duce în 700 de milioane în următorii 5 ani, uh, dar noi estimăm că piața are potențial să ajungă la un miliard, doar uitându-ne la ce se întâmplă. În zona de ICOM. Acum ca să mă refer la segmentul pe care îl reprezint, în cadrul bol Market, noi suntem în zona de ultra-fast delivery, uh -huh. micro-film în centrele pe care, pe care le precizai tu și atunci noi vedem că din cei 3-4% pe care ei grosi îi reprezintă, suntem undeva la 15%. Potențialul, în schimb, este de creștere accelerată și atunci ne așteptăm ca oșerul nostru să fie undeva de 25% în, în anii următori. Mulțumesc! Florina. Exact cum a spus și voi, depinde din ce perspectivă privești lucrurile. În ceea ce privește potențialul, sunt de acord și cu punctul că trebuie să fim cautious în momentul în care ne uităm la aspectul ăsta, pentru că piața cu siguranță că nu își va mai reveni la nivelul cumpărăturilor de impuls pe care le-am văzut în urmă cu 4, 3, 2 ani. Așa că, pentru noi, noi nu suntem un concurent al retail tradițional. Noi parteneriem cu acesta și contribuim la abordarea omnicanal pe care aceștia o au. Cred că ce este important pentru fiecare jucător din piață, pe zona de e-commerce, mulți dintre aceștia fiind chiar acum pe scenă, este să fim foarte clari către client ce anume aducem, pentru că în acest moment clienții au posibilitatea de a alege în funcție de nevoile pe care le au. Și atunci este foarte important să avem abordarea aceasta orientată către nevoi, fiecare cu ce știe să facă mai bine, pentru că fiecare avem modele diferite. Iar clientul să știe exact ce alege, de unde alege și care îi sunt așteptările de la acel player. Și împreună vom reuși să creștem piața aceasta dându-i clientului o oportunitate să aleagă. Motiv pentru care nu văd neapărat o explozie în ceea ce privește potențialul pieței, dar văd că acest canal este unul care chiar poate să contribuie la tot ce înseamnă retail pe piața locală. Mulțumesc. Andrei? Bun. Fără a repeta, dar da, cred că o să fie uh, concluzia sesiunii. Contează foarte mult la cum ne uităm la piață, ce înseamnă piața, ce înseamnă competiția. Mm, din înțelegerea mea a pieței, eu cred că dacă vorbim de piața aceasta de e scumulată, cred că abia depășim 1% dacă ne gândim la geografia României. Dar și aici iar, dacă vorbim pe de-o parte de numărul total de orașe și pe de altă parte dacă vorbim de ce înseamnă industria de retail, care este acoperită pe de o parte de foarte mulți jucători, iar pe de altă parte să nu uităm că avem și tot ce înseamnă secțiunea de magazine de specialitate, da, care sunt într-o categorie cum sunt piețele, cum sunt anumite băcănii, anumite aprozare. Punând în context, iar eu așa mă uit, la piața aceasta, tot online-ul, poate depășește ușor pragul de 1% la nivel de țară, însă nu cred că este un metric atât de important. Da, și de ce? Pentru că, în același timp, va avea legătură destul de mare și cu gradul de digitalizare, și știm că există anumite diferențe pe partea aceasta, cu siguranță, în București, unde este și cea mai mare creștere, rata de penetrare este mai mare. Iar un alt lucru pe care noi îl facem, cred că e mult mai important să înțelegem cererea decât să încercăm să o influențăm. Da? Și plecând de aici, ce vedem noi este că în momentul de față utilizatorii își doresc să facă cumpărături și online, ține doar de modul în care putem folosi tehnologia ca pentru ei această achiziție să fie un beneficiu și să nu fie o experiență negativă. Dar deci iar, ce înseamnă valoarea pieței e un lucru pe care împreună îl putem influența și ne putem da seama de, ne putem da seama de gradul de penetrare și dacă ne uităm la fel, făcând o paralelă la aceste generații, da, millennials, generația Z, care momentan poate nu au aceeași putere de cumpărare, dar în următorii ani vor avea și atunci adopția o să fie accelerată. Da, deci punctul în care suntem acum este doar că se pregătește terenul, iar în următorii ani, eu chiar cred că o să fie un pic mai mult decât a menționat Cristiana, pentru că adopția va fi foarte accelerată. Mulțumesc. Michael? Da, cred că cifra noastră de afacere încă nu este așa significativă în piața aceasta, faptul că suntem încă la început și trebuie să mai am niște meeting-uri cu domnul Barbo după aceea, ca să ne înțelegem exact în ce piață jucăm exact. Dar aici cred că au fost spuse niște puncte foarte importante. Noi, faptul că suntem pure player, suntem în sine un supermarket. Și este mai mult decât un supermarket, deoarece noi oferim și niște aspecte care ajutăm clienții să economisească foarte mult timp, ceea ce în agitația zilei de astăzi. Știm că cine face shoppingul, dacă îl face o dată pe săptămână, se plimbă prin diferite locuri succes și are noroc, dar noi putem aduce toate aceste produse într-o singură experiență în nu atât de rapid, pentru că nu suntem fast delivery, ci avem cel puțin două sau trei ore până pe următorul, dar nici măcar asta nu e important la noi. La noi este important exactitatea la care poți să-ți programezi ora la care vine marfa și, în plus, că ducem marfa de la diferiți jucători și poți să economisești până la opt drumuri, fie farmacie, fie măcelăria preferată sau... sau bakery, brutărie, uh, absolut economisești acest timp, uh, iar uh, ceea ce facem noi, aducem toate produsele proaspete. Deci, uh, fără a fi, ca și client, foarte localizat, adică, bineînțeles că tot, tot ce e din jurul tău, ci poți să aduce lucruri de la foarte mare distanță față de tine, ceea ce este un mare avantaj, că îți economisești acest drum. Și cred că acesta este avantajul, aici vorbim despre nevoile clienților, care noi le adresăm altfel decât supermarketele offline, brick and mortar. Mm -hmm. Mulțumesc, Michael. O să rog să vorbești un puțin mai aproape de microfon sure. și vreau să continuăm discuția de, apropo de cel, drum, cele 8 drumuri la magazine specializate, Spunea Andrei ceva mai devreme de cerere și ofertă și cum se influențează una pe alta. Întrebarea mea este cum ajută listarea unor categorii atipice în impulsionarea vânzărilor. Și o să încep cu Sezamo, care ați listat anul acesta, dacă nu mă înșel, niște produse din, de nutriție specială din zona de farmacie, care în mod normal nu se livrează online sau cel puțin nu de la un pure player. Cum a ajutat? Cum s-a reflectat în, în vânzări asta? Da, exact. Sunt cu microfonul mai aproape. <laughs> deci, am avut experiența, cum spuneam, noi suntem new on the market in Romania, but longer in Europe, și de acolo am avut experiența că aceste nevoi speciale ale clienților, deoarece foarte mulți au deficiență de, adică nu au gluten, sunt intolerant, mm -hmm. intoleranți la gluten, sau la lactoză, ceea ce foarte puțin știu, dar foarte mult sunt. Și noi, prin aceste nevoi speciale, am crescut un sortiment care exista și înainte, fără zahăr, fără asta, dar l-am adus într-o cantitate mult mai mare. Avem foarte multe articole și ne adresăm exact acestor grupuri de clienți care au aceste nevoi speciale și, într-adevăr, ajută foarte mult. Vedem că, în discuție directă cu ei, ei chiar ne dau tips. Uh -huh. Avem și pe pagină cine ne accesează piața, poate discuta direct cu noi, adică ne spune, mi-aș dori acel produs și noi chiar încercăm să aducem aceste produse, deci până în șase săptămâni încercăm să listăm produsele, cel târziu, chiar dacă sunt furnizori noi, încât să adresăm aceste nevoi. Avem un depozit destul de mare, uh -huh. chiar foarte mare, în care avem destul spațiu. Vorbind despre farmacie, farmacia nu este listată la noi, ci este, într-adevăr, acolo suntem este singurul marketplace care îl avem, este farmacie este externalizată, uh -huh. lucrăm împreună cu HelpNet și tot așa, experiența din celelalte țări, unde deja au făcut această experiență și știm, pentru că unul dintre target-grupurile noastre foarte clare care au nevoie de acest ajutor sunt părinți, mai ales mame cu copii, și atunci, bineînțeles, când copilul dimineața începe să țipe, are febră, este ultimul lucru care vrei să te urci undeva în mașină sau să te duci chiar și 100 de metri să-ți cumperi medicamentele. Și în cazul acesta poți face comandă și îți vine totul acasă. Chiar și pentru un paracetamol, pentru că pentru un paracetamol nu -ți, ți l aducă neapărat farmacia fără un cost suplimentar, dar la noi faptul că îți mai cumperi și, eu știu, pâine, lapte, alte produse alimentare, îl aducem Raduit. Și ați observat o creștere a coșului după ce ați listat astfel de produse? Uh, definitiv. Fiecare articol uh, care cineva îl bagă în coș ne crește coșul Cu în cât? total. Uh, câțiva euro. Ok. Accept și această cifră. Uh, Cristiana, uh, știu că noi am mai avut uh, interviuri, analize și știu că voi ați uh, inițial ați mizat pe categorii de impuls pe livrare în 30 de minute, iar apoi v-ați reorienta și către zona fresh, legume, fructe și alte produse. Cum s-a tradus în business această extindere de gamă și reorientare către o altă zonă, nu cea inițială? Zona de impuls continuă să fie mm -hmm. una dintre elementele definitorii. De ce? Pentru că, inclusiv dacă ne uităm la nivel de categorie, creșterile sunt peste restul categoriilor. Și atunci, în partea de value proposition, ne asigurăm că avem articole relevante top seller din piață în aceste categorii plus că avem livrarea pe care ai menționat-o și tu și în 30 de minute. Dar pentru a asigura frecvența și uh, retenția utilizatorilor eram conștienți că trebuie să facem o schimbare și atunci în 2024 focusul a, focusul a fost uh, tocmai pe a crește aceste categorii. Uh, și ca să spun cum s-a traslatat în business am avut o creștere de 7 puncte procentuale year over -year pentru toată categoria și lucrul ăsta s-a văzut și în conversie. Ceea ce înseamnă că ipoteza uh, inițială de a crește retenția, conversia prin listările de fresh, a fost confirmată. E important de menționat și modelul de business pe care îl reprezint, și anume cel de ultra-fast delivery. Noi avem micro-fulfillment centers și livrarea aceasta rapidă se face tocmai pentru că suntem poziționați la 2-3 km de utilizator. Partea cealaltă a monedei este că avem un spațiu limitat și anume noi nu avem beneficiu de a avea depozitele foarte mari, ci vorbim de depozite cu o suprafață redusă de 300-500 de metri pătrați după caz. Ceea ce înseamnă că nu putem să avem mai mult de 4.000 de produse în sortimentație. Asta implică o selecție atentă, o strategie la nivel de sortimentație, inclusiv modul în care ne ocupăm de zona de sourcing. La fel, nici noi nu suntem de foarte mult uh, timp pe piață, Bol market este de aproximativ 3 ani și jumătate și atunci dacă la, încep, la, încep, la început am avut un număr redus de uh, parteneri distribuitori, în momentul uh, de față ne apropiem de, de 90 de, de uh, furnizori, ceea ce înseamnă că putem să și construim strategia la nivel de sortimentație. Uh, dar ca să sumarizez, da, partea asta de extindere uh, uh, în zona de fresh a avut un impact pozitiv în, uh, în, în atragerea utilizatorilor în platformă. Și l-ați în calcul să extindeți și mai mult sortimentația? E o categorie dificilă în momentul de față pentru tot ce înseamnă ultra, ultra fast delivery și atunci credem că încerc, încercăm să, să o consolidăm, dar vedem potențial în alte categorii de genul pet care, care au fost menționate ca fiind unele cu uh, una dintre categoriile cu creștere accelerată, zona de personal care, partea de baby care, spre exemplu, la noi nu a funcționat deși uh, nevoia asta de livrare și de, de, de livrare imediată teoretic ar fi trebuit să fie uh, acoperită de această categorie și atunci după etapa de uh, listare în zona de fresh, încercăm să, să analizăm ce ghepuri sunt și să ne încadrăm în cele 4.000 de produse pe care putem le să le avem în momentul de față în sortimentație. Mulțumesc! Florina, înainte de a vorbi de categorii, aș vrea să ne povestești puțin despre uh, cea mai recentă inovație Bringo, și anume Bringo Mall, pe care l-ați lansat la finalul anului trecut și care știu că este un serviciu unic pe piața locală pentru că practic utilizatorul poate comanda mai multe produse din mai multe categorii de la mai mulți retaileri <laughs> într o singură comandă, o singură livrare. Bun. Care este mixul aici? Mă interesează cum arată un coș, ce produse cumpăr efectivul utilizatorul Bringo și dacă poți să ne dai și niște cifre, mie îmi plac foarte mult cifrele, o valoare medie a bonului și numărul de, de produse pentru o comandă Bringomol. Da, sigur că da. Bringo Mole, așa cum spuneai, a fost lansat la sfârșitul anului trecut. A venit în urma feedback-ului de la clienți, așa cum spuneam, pentru că ne place să implementăm ceea ce clienții își doresc. Erau clienți care își doreau produse dincolo de zona de hipermarket, de unde făcuseră inițial comanda. Și atunci am zis să le dăm această oportunitate de a nu plasa din platforme diferite sau două comenzi la Bringo, ci să o facem într-o singură comandă. Noi avem toate 18 verticale în aplicație. Noi depindem foarte mult de magazinele fizice pentru că modelul nostru este acela în care un personal shopper, așa cum îi numim noi pe livratorii noștri, și este personal shopper pentru că ținem permanență legă, legătura cu clientul, merge în magazin și face cumpărăturile în locul clientului astfel că atunci când vorbim despre mix în, în Bringomol, vorbim despre hipermarket care este prezent în 95% dintre comenzi, împreună cu farmacii, împreună cu pet shop, împreună cu jucării. Depinde. Cele mai multe comenzi au în componență două magazine, cam 80% dintre ele, însă pot ajunge chiar și chiar și la 5 magazine într-o singură comandă. Pentru că spuneai că îți plac cifrele, cred că într-o comandă de Bring-o-mall cele mai multe produse distincte au fost în număr de 50, iar cel mai mare bon a fost, dacă mi-amintesc bine, undeva la. 3400 oblei, că ai spus că îți plac cifre și să fiu foarte exact. Concret. Wow, that's impressive. Uh, cum, cum, a crescut, uh, cum s-a reflectat acest, lansarea acestui serviciu numărul de clienți? V-au crescut numărul de clienți, valoarea bonului mediu, cum... Uh, valoarea bunului mediu este cu siguranță peste uh, valoarea bonului mediu Bringo uh, este uh, situată la 320 de lei, valoarea bonului mediu din Bringo depinde foarte mult însă de, uh, de la caz la caz ca și număr de clienți. Acest serviciu a fost lansat pentru o nișă de clienți care aveau această nevoie imediată, pentru că am văzut că în anul 2024 cumpărătorului nostru îi place să facă balansul acesta între offline online, ne place să mergem la mall, ne place să vedem produsele, însă atunci când apare o nevoie imediată de un uh, produs care vine din farmacie sau uh, de o jucărie pentru că mergem la ziua uh, unui copil, uh, au nevoie de a folosi acest uh, serviciu de la noi. Așa că uh, el, el se adresează clienților noștri existenți în, în mod primordial, nu neapărat unei achiziții de uh, clienți, ci este pur și simplu nevoia clientului bringo, cu specific bringo. Mulțumesc. Andrei, știu că în cadrul Glovo, pe lângă categoriile fresh, cele menționate și de Vlad în prezentare, electronicele sunt la mare căutare. Mă Bun, acum revenind iar la cum e structurat modelul nostru de business. Dacă ne uităm la partea de e-commerce, avem două mari verticale uh, și intern noi renumim verticala de groceries, uh -huh. care include partea de retail plus toate magazinele de specialitate. Ceea ce menționam anterior, aici sunt incluse băcănii, uh, patiserii, uh, magazine de pâine artizanală, da, deci tot ce este complementar unui supermarket. Și pe de altă parte avem partea de retail, așa o numim noi intern, în care avem aceste noi linii de business, aceste divizii, dintre care, într-adevăr, partea de pet shop și partea de electronic s-au avut cea mai mare creștere. De ce? Pentru că acolo rata de penetrare este și mai mică, dar dacă uh -huh. punem comparația și baza de plecare este mai mică, dar un alt criteriu este și faptul că am listat parteneri noi și atunci evident că partea de selecție uh, joacă un rol destul de important în ecosistemul unui marketplace cu cât sunt mai mulți parteneri listați cu atât sunt uh, satisfăcute mai multe nevoi uh, ale clienților, este o sortimentație mai bună, este mai, mai accesibil, evident asta a dus la, la creșterea categoriei uh, Aș mai vrea să fac dacă se poate o singură paralelă uh, la partea de fresh, ultra-fresh Știm că este o categorie importantă, știm că este categoria care poate determina dacă o comandă se va concretiza sau nu. Și asta cred că iar este un lucru destul de important pe care în online îl putem face și cred că este cred că pilonul prin care putem să consolidăm parteneriatele cu toți, cu toți retailerii prin a oferi aceste date despre a înțelege exact ceea ce clientul își dorește, atât în online cât și în offline. Și ce vedem că partea de fresh ultra-fresh, pe lângă faptul că este o categorie importantă, ordinea în care sunt adăugate produsele în coș, dar o informație destul de interesantă pe care poate în offline nu o înțelegem dacă un produs lipsește, dacă acesta poate fi înlocuit sau nu, dacă va determina anularea completă a comenzii sau nu. Deci toate aceste date ne-au ajutat să înțelegem importanța categoriei de fresh și ultra fresh. Iar aici cred că cea mai mare dezvoltare pe care am făcut-o cu, cu mai mulți parteneri care sunt listați pe platformă, faptul că am dezvoltat și continuăm să dezvoltăm un mod eficient de a putea achiziționa mai ales legume și fructe. Da, faptul că sunt listate produse și la 100 de grame, un mod mai ușor de calcul, un mod mai ușor de reconciliere și, la fel, a oferit flexibilitatea de a comanda exact cât îți dorești. Partea aceasta de dezvoltare a dublat numărul de articole care s-au vândut din categorie și a crescut foarte mult conversia. Conversia categoriei acum este la peste 40%. O conversie destul de bună dacă ne uităm la, la ce înseamnă piața de retail și la fel celelalte segmente. Mulțumesc, Andrei. Înainte de a trece la următorul topic, eu mai aveam multe întrebări legate de sortimentație. De exemplu, când stați retailer de fashion? Și când? Care? Când? Aștept să mi se livreze rochile pentru evenimentele progresiv direct la birou. Dar înainte de a începe un nou topic, vreau să văd din sală dacă sunt întrebări, pentru că până la urmă e un panel la care să vă răspundem la niște curiozități. Și decât să pun eu toate întrebările mele, și vă asigur că sunt foarte multe, prefer să vă întreb pe voi dacă aveți curiozități. Orice, dacă nu, o să re... revin la final cu... cu aceeași invitație. Se pare că nu. Bun. Eu am încercat. Aș vrea cum să trecem la tehnologie, pentru că suntem la un eveniment de tehnologie și e clar că fără tehnologie nu am fi vorbit noi acum de e-grocery sau comerț online sau multe altele. Și prima mea întrebare ar fi cum, cum încercați să veniți în întâmpinarea noilor nevoi ale consumatorilor? Mă refer la customer experience. Cum, ce inovații implementați? Ce features? Ce update -uri? Nu... Oamenii de obicei renunță la un furnizor sau altul din motive legate de aplicații. Ce faceți concret și care au fost cele mai notabile proiecte, mișcări pe care le-ați implementat de curând și care s-au reflectat în creșterea bazei de clienți? O să rog pe tine, Cristiana, să răspunzi. În cazul nostru este foarte important de menționat că orice lucru să testează și atunci asta este cheia pentru tot ce se întâmplă în zona de e-grocery și, uh, și zona digitală și atunci înainte de a implementa orice inițiativă, orice feature nou, avem uh, posibilitatea asta de a, de a, produce, de a avea A-B testuri în spate. Um, cred că sunt lucruri care de, le avem implementate și sunt și în restul jucătorilor din piață, dar ca să mă refer la impactul avut în cazul nostru și anume putem observa, spre exemplu, că în cazul categoriilor dedicate și anume o serie de produse care sunt evidențiate în aplicație, conversia este mult mai bună și la fel uplift-ul pentru uh, produsele respective uneori se dublează versus... Uh, poziționarea doar în categoriile cheie. Și cred că insight-ul ăsta este important și pentru partenerii noștri și pentru toată zona de CPG unde se încearcă foarte mult să se înțeleagă care este eroaiul până la urmă pentru orice, orice zonă de activare. Deci primul, prima zonă de implementare este cea de categorii dedicate. Urmează cea de comandă din nou unde vedem că 30-40% din comenzi vin din această categorie ceea ce înseamnă că uh, experiența de cumpărare și dorința de a merge rapid, targetat spre uh, um, produsele pe care știi că ți se potrivește și le-ai comandat anterior, funcționează. Uh, ce out recommendation, unde la fel algoritmul alege în funcție de istoricul de, uh, uh, de cumpărare și de uh, incidența produsului respectiv în coșul de cumpărături. Uh, și toate lucrurile astea au fost posibile tocmai prin, uh, prin accesul la date și prin personalizarea ofertelor. Inclusiv în momentul în care ne referim la, la promoții, ele sunt trecute prin, prin filtrul datelor și avem posibilitatea asta de a targeta, inclusiv nivelul de discount, lucru care permite un ROI mai bun și inclusiv a găsi sweet spot-ul care să, 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 evite ceea ce spunea, se spunea în panelul de la, discuția de la Nielsen de promoții ineficiente. Și atunci asta, acestea au fost elementele uh, inițiate până, până acum. Mulțumesc! Florina? spuneam mai devreme că ne place să implementăm lucruri ce vin din feedbackul clientului. Uh, însă, cel mai recent feature pe care noi îl testăm, dar îl testăm chiar împreună cu clienții. Uh, este live de uh, două luni deja în aplicație. Uh, a venit nu neapărat din feedback-ul clienților, a venit chiar înainte ca aceștia să știe că au nevoie de el și că l-ar putea avea în Bringo. Uh, eram în sala de ședință și vorbeam despre uh, clienții noștri uh, cu dizabilități care beneficiază de uh, transport gratuit întotdeauna la Bringo și uh, ne gândeam cum să le ușurăm uh, și mai mult procesul acesta. Uh, făcându-le posibil să ne uh, returneze chiar nou uh, acele ambalaje cu garanție returnabilă. Pe care ne-am gândit, dar de ce să nu facem asta pentru toți clienții noștri, pentru că, într-adevăr, este un proces uh, destul de dificil și în felul acesta și-ar putea atinge mai bine uh, scopul întregul, uh, întregul uh, proiect, care dorește să vină și să recicleze, și să facem cu toții uh, niște uh, acțiuni de sustenabilitate, și atunci să evite deplasarea cu mașina către centrele de reciclare. Și în momentul în care uh, personal-shopperul Br uh, Bringo vine și le aduce comanda, să uh, ia și parte din aceste ambalaje pe care le au uh, de returnat. Și am făcut acest lucru disponibil în parteneriat cu Carrefour este încă la stadiul de testare pentru că noi încă mai avem de pus la punct niște procese. Procesul nu este atât de simplu cât, cât se vede la client, pentru că la client practic vine vine personal shopperul, îi, îi ridică ambalajele, primește pe loc voucherul fără nicio altă verificare, reconciliere suplimentară. Este un proces extrem de simplu pentru, pentru acesta. Iar ce vă pot spune după două luni de când avem această disponibilitate în aplicație, fără a fi fost comunicată, este că deja colegii noștri au colectat peste 200.000 de ambalaje. Deci cu siguranță că există această nevoie din partea clienților noștri. Deci acesta ar fi ultimul care este uh, acolo disponibil. Nu e neapărat încă lansat la apă full, dar este și este folosit. Și urmează altele care vin, tot așa, în, uh, în întâmpinarea nevoilor clienților și care ne asigură nouă uh, fidelizarea acestora, pentru că, practic, ce ne dorim să facem este ca să ne păstrăm clienții aproape. Mulțumesc, chiar mi se pare un serviciu foarte, foarte util. Da. Pentru cei care duc sacii cu, cu mașina la reciclare. Sezam o face asta? Nu, din păcate nu. Deoarece noi ducem cu mașinile noastre uh -huh. marfa la clienți și, din păcate, avem DSV-ul care nu ne. Vă permite. Nu ne permite să punem în aceeași mașină și produsele reciclabile, altfel am fi avut asta. Uh -huh. În celelalte țări este posibil și facem asta de mult timp. Deci, o, și în Germania, și în Cehia avem această posibilitate, numai că aici avem puțin altă legislație. Dar noi încă facem presiuni pentru că mi se pare foarte normal. Ca în clipa când vinzi unui client un ambalaj, să-l poți lua și înapoi. Exact. Noi avem, bineînțeles, pungile noastre reciclabile, care le luăm și le avem un loc special unde le ducem înapoi, dar, din păcate, ambalajele, sticlele, peturile, sticlele goale nu. Cu toate că facem acest lucru cu, cum se spune, cu crates, cu lăzile de bere sau de apă, acelea avem voie. <laughs> și acelea au un regim special și aceste ambalaje returnabile, că nu sunt uh -huh. așa, acelea avem voie să le luăm și le luăm înapoi de la clienți, bineînțeles, și și primesc banii înapoi. Este puțin loc în legislație care poate mai bine. Păi vă invităm la următoarele noastre evenimente progresiv, că de obicei vin autoritățile, vine și domnul ministru și spune și de problema asta și se rezolve cu legislația, pentru că ar fi un beneficiu major pentru utilizatorul final. Mi se pare foarte ciudat să le ducem sticla acasă, dar să nu putem lua înapoi, exact. cu toate că alte ambalaje le, le luăm înapoi și obligăm clientul să se ducă undeva la un supermarket, să stau la coadă. Am observat că sâmbătă duminică sunt cozi imense, doar și de obicei se strică și aparatul. Exact când ai ajuns în față s-a stricat aparatul și dacă vrem să facem ceva pentru mediul înconjurător în România, ar trebui să reglementăm și acest punct încât să nu avem o greutate a duce ambalajele înapoi. Mulțumesc frumos pentru, pentru răspuns și dacă tot o să te sar un pic, nu este, sper că nu este o problemă. Ce, ce alte inovații a implementat Sezamo? Știu că ați lansat de-a lungul anului tot felul de categorii speciale, de mini-secțiuni cu diverse produse și, și nevoi. Pentru mămici, pentru pisici, pentru Desigur, tot timpul avem categorii noi. Avem 15.000 de produse în total, dintre care foarte multe fresh. Eu cred că la noi cea mai mare inovație și cea mai bună pentru client este partea de customer care. Pentru că acolo într-adevăr se decide clientul if it's a good service or not. Uh -huh. Și la noi dacă orice nu ajunge în ordine la client you don't need to talk to our customer care apăși un buton, nu mi-a venit salata în ordine și primești automat banii înapoi fără să te mai întrebe cineva sau să spună, mai trimitem niște poze sau whatever. Uh, nu știu dacă cineva a făcut experiența cu noi, dar dacă a sunat sau a încercat să sune la customer care și a închis înainte să, să răspundă cineva, uh, într-un minut, două, trei te sună cineva înapoi și te întreabă dacă ai vreo problemă sau ceva. so it's an impeccable service uh, și cred că aici este un mare avantaj. Uh, Alături de tehnologie, trebuie să spun că noi, în tehnologie, avem tot timpul inovații. Faptul că suntem o firmă care nu vine din retail, ci din IT. Deci, founderul nostru vine dintr-o firmă de IT și toată firma noastră, toate aplicațiile noastre sunt in-house făcute. De aceea, în fiecare zi, pe aplicații, și asta ne vin tot timpul updates, updates, updates. I cannot even tell what a kind of updates. dar tot timpul se schimbă ceva. Faptul că ai noștri colegi, cum avem o problemă, undeva, imediat încearcă să o rezolve, încât interfața către client să fie din ce în ce mai accesibilă. Și, bineînțeles, ce au spus și colegii, avem acele... După ce ți-ai făcut un shopping list, la ai tot timpul acolo, îți face recomandări la ceea ce poți să cumperi și bineînțeles că în clipa când un produs nu este available îți face și recomandări de alte produse. La nivel de plată aveți implementate și parteneriate cu cardurile de masă? Avem și parteneriate cu toate cardurile de masă mm -hmm. de la Edenred, Red Sodexo, acum se numește Plexi da. și App bineînțeles, se poate plăti și cu orice alt card, Mastercard credit sau debit sau so Payment should be not an issue. Uh, deci, aici este vorba doar de, de comanda clienților și cred că cel mai tare punct foarte pentru client este, și aici am vorbit despre fresh, sau so, uh, cred că la, la noi fresh este cel mai important pentru că, într-adevăr, vine from field to, to the house, not, I would not say to the fork, uh, în mai puțin de șase ore. Și am avut și oportunitatea să arătăm. Cum funcționează acest lucru, cum mașina noastră ajunge la producător, producătorul îl ia din câmp, din seră, de unde este produsul, vine la noi în mașină și în depozit, ajunge de acolo la client în cel mai scurt timp. Și un avantaj face de brick and mortar, it's a one-touch product, adică produsul este doar touched by de cel care l-a cules, bineînțeles. Mm -hmm acolo unde este ambalat, iar el ajunge la client fără să-l mai atinge, poate picker mai atinge, dar nu neapărat obiectul, ci doar pachetul, doar tot quality assurance, când se uită la produse, ei nu le mai pun înapoi. Adică în clipa când s-au uitat la produse și așa, ele sunt pentru noi, iar restul produselor se duc. Deci clientul primește niște, o niște marfă care nu a fost atinsă de prea mulți înaintea lui. Ceea ce la supermarket nu știi cât au atins. Nu. Produsul. Mulțumesc! Andrei, ce poți să ne spui despre inovațiile la nivel de aplicație, ce, ce ați făcut, ce urmează să faceți, cum, cum se prezintă globul din perspectiva asta? Bun, foarte pe scurt și aici fără a generaliza, dar cred că în principiu orice companie de tehnologie are obiectivul de a rezolva o problemă. Uh, problema pe care noi am identificat-o și care este o problemă destul de complexă, cum putem să oferim experiența din offline în online, când vorbim de partea de cumpărături. Uh, și am tot discutat de categorii care se vând sau nu, de gradul de penetrare sau nu. Uh, cred că în momentul de față focusul tehnologiei este pe a rezolva problemele simple și problemele de bază. Dacă mă gândesc care sunt cele mai mari probleme pe care le avem ca să ne apropiem de a avea această experiență din offline în online fără fricțiune, aș spune că sunt două. Faptul că nu avem o soluție optimă în momentul în care plasez o comandă și un produs lipsește, și asta e o problemă destul de mare. Iar o altă problemă, la fel care să nu genereze fricțiune, este modul în care putem optimiza flow-ul unui în întregi comenzi. Momentul în care comanda este uh, plasată, cum ajunge, este comunicată către, uh, către retailer, care sunt acei timpi, cum sunt toate aceste estimate. Plecând de la cele două lucrurile pe care le-am făcut anul acesta, uh, la partea de produs lipsă, Dezvoltăm o modalitate prin care utilizatorii să poată comunica dinainte ce vor să se întâmple dacă un produs este lipsă. Da și exemplu. Avem o bază de date destul de mare, știm în linii mari care sunt produsele care lipsesc, putem să anticipăm și să întrebăm proactiv clientul dacă acest produs lipsește și poți să ai varianta Nu-l înlocui, poate să înlocuiască retailerul cu un produs similar vreau să aleg un anumit produs, sau acel produs este esențial pentru coșul meu de cumpărături, vreau să anules comanda. Da? Această dezvoltare, pe lângă faptul că va, va mai face un mic pas în da? a avea această experiență între offline și online fără fricțiune, va salva și destul de mult timp operațional pentru, pentru parteneri. Pentru că dacă ajungem în momentul în care pregătesc o comandă, am pregătit 10 produse, unul lipsește și atunci aflu că, de fapt, fără acel produs comanda va fi anulată. În realitate am pierdut foarte mult timp, implicit foarte mulți bani. Dar și atunci această dezvoltare pentru produsele care lipsesc e un pilon fundamental ca ulterior să putem să iterăm pe partea aceasta. La fel, o altă dezvoltare care știm că este importantă este partea de sortimentație-selecție care implică și toată sortimentația, dar și partea de integrare, atât a prețurilor, cât a, și a promoțiilor, cât și a cardurilor de loialitate. Dar pe tot ce înseamnă această infrastructură, dezvoltăm destul de mult ca utilizatorii să aibă o experiență similară în online cu cea din offline, mai ales pe partea de carduri de loialitate. Iar ultimul punct pe care, pe care l-am dezvoltat și asta este iar pe partea operațională, ceea ce am menționat. Anterior când ne axăm destul de mult pe această parte de ultrafast delivery, prin tehnologie am ajuns în punctul în care știm cu o acuratețe de peste 90% care ar trebui să fie timpul mediu de pregătire a unei comenzi. Iar lucrul acesta ia în calcul numărul de produse care sunt în coș, ia în calcul dimensiunea magazinului, ia în calcul numărul de comenzi active care sunt în magazin iar în modul acesta, pe de-o parte, acest algoritm și învață cum ar trebui să se întâmple lucrurile, dar iar putem să oferim o experiență fără fricțiune. Problema pe care am identificat-o este că sunt multe situații în care nu este, place mie să spun, acel pit-stop care a formula 1, un moment optim între comanda a fi gata și a fi un livrator care să o ridice și asta la fel poate să genereze fricțiune de ambele părți, prin acest estimat avem o înțelegere mult mai bună a modului în care trebuie să se întâmple tot flăul comenzii. Ce vedem, chiar dacă nu este o dezvoltare vizibilă tehnică, ajută foarte mult, încă o dată, la experiența de a transpune din offline în online și satisfacția clientului crește. Da? Vorbim aici mai degrabă de acuratețea comenzii, nu neapărat de faptul că este livrată repede sau târziu. Declar închis acest panel. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Îmi pare rău că a trebuit să scurtăm și nu v-am pus toate întrebările pe care le aveam pregătite. Poate că vă convine. Dar o să, cu siguranță o să repetăm discuția și analiza și interviurile pe care le avem pe acest subiect și facem update. Un rând de aplauze pentru speakerii acestui panel, vă rog!